Săruhuna, bună ziua! Una din atribuțiile președintelui este cea de a promulga legi adoptate în Parlament. Pentru a preveni neînțelegeri sau interpretări eronate, am decis că atunci când ajung la mine spre promulgare legi importante sau legi care au dus la discuții ample în spațiul public, să fac declarații legate de promulgarea sau, după caz, nepromulgarea unor acte normative. Astăzi vreau să mă refer la trei chestiuni. În prima parte voi face câteva aprecieri legate de un pachet de trei legi, în speță legea pentru modificarea și completarea legii numărul 334 din 2006 privind finanțarea activității partidelor politice și campaniilor electorale, lege privind modificarea și completarea legii partidelor politice numărul 14 din 2003, și lege pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea legii administrației publice locale, precum și pentru modificarea și completarea legii privind statutul aleșilor locali. După care voi face câteva mențiuni în legătură cu o altă lege care a ajuns la mine spre promulgare. Este vorba de lege pentru modificarea legii serviciilor comunitare de utilități publice numărul 51 din 2006 și, în fine, voi face câteva referiri la acte normative care nu au ajuns încă la mine, în speță intențiile de modificare la codul penal și codul de procedură penală. În ce privește primul pachet de legi, legile care se referă la finanțarea partidelor și a campaniilor, legea care reglementează alegerea administrației publice locale și legea care reglementează partidele politice. Toate trei legi au făcut parte dintre proiectele pe care le-am abordat cu partidele politice în cadrul consultărilor pe care le-am avut cu aceste partide. Pentru mine este foarte important ca modificările legislative în domeniul partidelor, a campaniilor și a alegerilor să ducă la o îmbunătățire a situației. Îmbunătățire vizând creșterea performanței partidelor politice, creșterea transparenței în gestionarea banilor și publici și privați în timpul campaniilor și de către partidele politice, în ansamblu, creșterea performanței clasei politice românești. Aceste trei legi au fost promulgate. Nu sunt legi perfecte. Știu foarte bine că au existat discuții în spațiul public legate de modul cum ar trebui să sune în final legea. Una peste alta, fiecare în parte reprezintă, după părerea mea, un progres într-o direcție bună. Toate trei legile au fost promulgate, fiindcă le consider un câștig în această etapă. Legea privind finanțarea activității partidelor și campaniilor a fost retrimisă de mine în Parlament, fiindcă forma care ajunsese inițial la mine nu a fost o formă pe care am găsit-o satisfăcătoare. Parlamentul și-a însușit în mare măsură
acele solicitări pe care le-am adresat, a modificat legea și a ajuns înapoi la promulgare. A doua lege, cea referitoare la partide politice, conține câteva modificări. Cea mai importantă dintre ele este, evident, acea modificare care se referă la numărul de fondatori. Un număr mic, 3 persoane pot fonda un partid. Se introduce prima dată în legislația românească noțiune de partid local, lucru pe care îl găsesc bun. Și acest document a fost mult discutat în spațiul public. Consider că modificările sunt de substanță, sunt benefice și din acest motiv am promulgat legea. Vreau să mă refer aici la o singură chestiune care mi s-a părut sensibilă, o sesizare venită din partea societății civile, care a fost de părere că sunt limitative sau restrictive prevederile la declararea unui partid ca inactiv. Eronat s-a înțeles că dacă este îndeplinită una din aceste condiții, partidul este automat desființat sau radiat, ceea ce nu este adevărat. Condițiile sunt condiții care pot fi găsite bune, iar un partid nu poate fi radiat administrativ, nici în această lege nu se prevede așa ceva, ci numai prin hotărâre judecătorească. Această lege a fost promulgată. Și, în fine, legea pentru alegerea autorității locale. Trebuie să constatăm că această lege este un progres bun față de vechea formă a legislației. Dacă pentru alegerea consiliilor locale, a primarilor și a consiliilor județene s-a păstrat în esență principiul din legea veche, avem o noutate aparentă, care în realitate înseamnă o revenire la o formă anterioară a legii, și anume alegerea președintelui Consiliului Județean se face de către consilierii județeni și nu direct de către alegători. Consider că această schimbare este una binevenită. În ansamblu, sunt de părere că legea reprezintă un progres și am promulgat-o. În a doua parte vreau să mă refer pe scurt la propusa modificare a legii serviciilor comunitare de utilități publice numărul 51 din 2006. Această modificare a fost tratată, ca să știți despre ce vorbim, a fost tratată în spațiul public ca o intervenție pentru schimbarea reglementărilor în incompatibilitatea aleșilor locali. Această schimbare se referă în esență la faptul că primarul și președintele Consiliului Județean pot fi membri în adunarea generală a acționarilor atunci când este vorba de o societate în mână publică care se ocupă de utilități publice. Această chestiune a fost vehiculată pe larg și în campania electorală și, dacă vă amintiți, chiar sub semnatul, am avut o speță discutabilă cu ANI. Înalta Curte de Casație și Justiție a tranșat chestiunea și a constatat că eu nu am fost la niciun moment în incompatibilitate. Totuși, această lege care mi-a fost trimisă
și care a ajuns a doua oară la președinție, nu va fi promulgată. Această lege a ajuns la președinție anul trecut, a fost trimisă la reexaminare de predecesorul meu, acum a ajuns a doua oară la promulgare. Am serioase dubii în ce privește constituționalitatea acestui act normativ, drept pentru care am formulat o adresă către Curtea Constituțională și voi solicita verificarea constituționalității acestui act normativ. În esență, trebuie să lămuresc un pic fondul problemei. Eu m-am exprimat în repetate rânduri în chestiunea incompatibilităților și am spus că acest domeniu trebuie mai bine reglementat. Incompatibilitățile trebuie să fie clarificate după o discuție publică și formulate în așa fel încât toată lumea să înțeleagă ușor care sunt principiile care stau la bază și care sunt incompatibilitățile. Acest act normativ vrea să rezolve o parte din această problemă folosind un subterfugiu, folosind un articol dintr-o lege care nu reglementează incompatibilități. Este primul aspect. Al doilea aspect, această lege care mi-a fost trimisă spre promulgare, într-un articol prevede derogări de la legea 215, legea administrației publice locale. Dacă este așa, 215 este o lege organică și atunci și legea de derogare trebuie să fie tratată ca și o lege organică, ori parcursul prin Parlament nu a fost de așa natură. Iată deci și o problemă de formă. Pentru aceste două chestiuni, voi trimite actul normativ spre analiză Curții Constituționale. În fine, nu pot să nu mă refer în această conferință de presă la câteva acte normative care sunt în pregătire și sunt foarte mult discutate și foarte mult disputate. Modificări posibile la codul penal și la codul de procedură penală. Nu sunt de acord cu astfel de modificări. Codul penal și codul de procedură penală sunt acte normative noi și ele trebuie să fie lăsate să funcționeze un timp pentru a vedea în mod obiectiv dacă este nevoie de anumite modificări. Nu pot să accept ca parlamentarii să facă modificări la aceste acte normative în interesul lor propriu. Consecință, dacă vor ajunge la promulgare astfel de acte normative, nu vor fi promulgate. Dacă aveți întrebări, poftiți! Bună seara, Iulia Teodorescu, știrile B1 TV. Tot despre un proiect pe care l-ați retrimis în Parlament, o să vă întreb, domnule președinte, voiam să vă întrebăm cu cine v-ați consultat în momentul în care ați decis să retrimiteți în Parlament codul silvic? Cu departamentul de resort. Ca să vă explic cum funcționează lucrurile, fiindcă eu nu sunt jurist, nu sunt specialist pe legislație. Pentru aceste chestiuni există un departament de specialitate la președinție care verifică aceste chestiuni. Departamentul mi-a propus retrimiterea, fiindcă împreună cu actul care a venit la promulgare, a venit o sesizare din partea Consiliului Concurenței, sesizare venită din inițiativa Consiliului Concurenței.
dorind să avem legi bune în concordanță cu legislația europeană, am retrimis legea în Parlament folosind această sesizare. Spuneați zilele trecute că veți cere instituțiilor abilitate, informări cu privire la declarațiile pe care le-a făcut premierul Victor Ponta atunci când vorbea de întâlniri cu reprezentanții companiei austriece, cu liberalii. Voiam să vă întreb, ați primit un răspuns între timp? Acest răspuns va ajunge la mine probabil la mijlocul acestei săptămâni. Am vorbit și astăzi despre această speță și am primit asigurări că se lucrează și documentul va fi finalizat în 2, maxim 3 zile. Dacă mai îmi permiteți o întrebare, ieri a fost dat un mesaj presei acreditate în care se anunța un interviu al dumneavoastră la televiziunea publică germană. Între timp, prin verificare, am văzut că au apărut doar 18 secunde din acest interviu pe televiziunea publică germană și, de fapt, în integralitate a fost difuzat doar pe canalul de YouTube al unei televiziuni regionale. Și vă întreb acest lucru făcând trimitere și la o postare a dumneavoastră pe Facebook din data de 20 ianuarie 2015, când vorbeați de un interviu pentru The New York Times care nu a mai apărut între timp. Departamentul de comunicare o să vă lămurească integral în această speță. Am înțeles, mulțumim. Mulțumesc. Dana Păcura, Realitatea TV. Domnule președinte, aș vrea să vă întreb în primul rând dacă ați apucat să vorbiți cu premierul Victor Ponta pentru persoana care trebuie să vină să fie propusă în guvern după demisia lui Liviu Dragnea. Premierul nu m-a contactat în această chestiune, dar sunt convins că în măsura în care se găsește o persoană care va fi propusă, mă va contacta și vom discuta. Înainte de plecarea în Italia, lăsați de înțeles că l-ați putea da în judecată pe Victor Ponta. Ați primit un răspuns de la Departamentul Juridic? Aștept informări și aștept o discuție lămuritoare cu primul ministru. Și o ultimă întrebare, dacă aveți un răspuns în ceea ce privește numirea de la șefia DIICOT. Acum, săptămâna abia a început. În cursul acestei săptămâni voi lua o decizie și o voi comunica public. Mulțumesc. Mulțumesc. Bună ziua, Anca Grădinaru, Europa FM. Domnule președinte, ați spus că vă veți gândi să abordați problema defrișărilor și a codului silvic în CSAT. Vreau să vă întreb sub ce formă veți propune o discuție în cadrul CSAT, care este punctul dumneavoastră de vedere, și v-aș întreba tot pe acest subiect dacă veți promulga acest cod silvic în cazul în care va rămâne în forma actuală. Da, între timp lucrurile au evoluat. Nu mai sunt doar la nivelul de intenție, ci sunt hotărât să se discute această chestiune în CSAT. Ba, pot să vă spun mai mult, am avut săptămâna trecută o discuție cu primul ministru în legătură cu ordinea de zi pentru următoarea ședință a Consiliului Superior de Apărare a Țării, procedură legală, și practic am definitivat ordinea de zi pentru următorul CSAT și ea conține o analiză a situației în domeniu. Așteptăm până la CSAT materiale de la toate instituțiile abilitate pentru a avea o imagine mai clară asupra amplorii și asupra pagubelor produse de defrișările ilegale. Se intenționează adoptarea unor decizii, unei strategii privind... În prima fază dorim să avem o analiză, să vedem cu ce fenomen ne confruntăm, dar nu așa la modul general, ci destul de concret. După care, dacă este cazul, vom lua o decizie. Și dacă îmi permiteți încă o întrebare, am vrea să știu punctul dumneavoastră de vedere cu privire la propunerile Comisiei Europene ca unele state să preia emigranți care vin din Africa, dacă România are o poziție de a accepta sau nu asemenea propunere. Mulțumesc! În esență pot să vă spun părerea mea. România trebuie să fie solidară cu celelalte țări membre ale Uniunii Europene. Și dacă se pune problema preluării
migranților, atunci suntem dispuși să discutăm această chestiune. Dar un punct de vedere foarte concretizat va fi elaborat și va fi prezentat de mine la următoarea ședință a Consiliului Europei. Mulțumesc frumos! Consiliul European. Bună seara, Ramona Avramescu, Televiziunea Română. Domnule președinte, tot în legătură cu codul silvic, dacă Parlamentul nu va ține cont de cererea dumneavoastră de reexaminare și din cum merg lucrurile până acum se pare că nu va ține, intenționați să sesizați Curtea Constituțională? Nu. Nu intenționez să sesizez Curtea Constituțională. Dacă aș fi dorit, aș fi putut să fac acest lucru din capul locului. Însă este important, atâta vreme cât se mai poate discuta ceva, să vedem un pic unde sunt problemele. Lucrul sesizat de mine în baza sesizării Consiliului Concurenței și care a dus la foarte multe discuții în spațiul public este în jurul acelei cote de 30% propusă în actul normativ. Este vorba de cota de piață care poate să fie la o singură entitate economică. Nu s-a discutat însă decât foarte, foarte puțin despre un alt lucru pe care l-am sesizat, care se găsește, dacă nu mă înșel, în articolul 20, care practic deschide posibilitatea defrișărilor absolut necontrolate pe suprafețe mai mici de 10 hectare. Mi se pare foarte periculos, fiindcă dacă acceptăm această chestiune, adunând toate pădurile care sunt, sau toate suprafețele care sunt sub 10 hectare, se ajunge ușor la concluzia că peste 1 milion de hectare pot fi defrișate fără nici un fel de analiză prealabilă. Mi se pare că aici este nevoie de o discuție aprofundată. Deci dacă această modificare va fi acceptată, sunteți dispus să renunțați la solicitarea cu cei 30%, ca să înțeleg bine. Nu putem să facem un troc via conferință de presă, dar am ținut să aduc în atenția publică această chestiune care în cursul marilor discuții despre cod nu a fost sesizată decât de unii specialiști. Și dacă îmi permiteți o a doua întrebare, recent au fost în spațiu public discuții la vârful Partidului Național Liberal provocate de o înregistrare cu Teodor Atanasiu. Vreau să vă întreb dacă dumneavoastră vă mențineți decizia ca în situația în care Partidul Național Liberal formează o majoritate să-l desemnați premier pe Cătălin Predoiu. Da, sigur că da. Bună ziua, domnule președinte, Mădălina Mihalache, Adevărul. Cum definiți relația pe care o aveți dumneavoastră acum cu premierul Victor Ponta și dacă a suferit schimbări de la preluarea mandatului de președinte până în prezent? Relația este, așa cum am definit-o din capul locului, una instituțională. Dacă a suferit schimbări, este tot o relație instituțională. Dar dacă îmi permiteți să reamintesc foarte pe scurt că atunci când m-am prezentat în fața românilor și le-am spus că vreau să fiu președintele României, am spus că vreau să fiu un președinte mediator, dar în același timp arbitru și ferm atunci când se impune. Dacă am constatat că o declarație este ne la locul ei, mi s-a părut corect să o pun la punct. A părut codul silvic, a generat un conflict între dumneavoastră și premier. Deci, nu. Codul silvic a arătat că, așa cum era și de așteptat, sunt probleme în care avem păreri foarte diferite. Dar păreri diferite pot duce la o dezbatere politică. Însă nu pot să accept că păreri politice diferite să ducă la aluzii de tipul aluziei că s-ar face trafic de influență la președinție, lucru care nu s-a întâmplat și nu se va întâmpla.
Și dacă mai îmi permiteți încă o întrebare, au fost mai multe proteste în Republica Moldova pentru a promova ideea de unire cu România. Ce le transmiteți? Care este mesajul dumneavoastră pentru aceștia care au ieșit în stradă? Mi se pare că este dreptul lor de a-și manifesta o opțiune politică. Mai mult în această fază este greu de transmis. M-am referit la aceste chestiuni legate de unire și cred că trebuie să fim conștienți că prima etapă pe care trebuie să încercăm să o îndeplinim împreună este cea spre Europa. Trebuie să sprijinim Republica Moldova acum în parcursul ei european. Bună ziua, domnule președinte, doamna Petre Popa vă salută. Am o întrebare mai mult cetățenească, dar evident pentru președintele țării. La ora actuală, Bucureștiul este un oraș compus, metaforic vorbind, din 7 orașe, 7 primări, 7 primării, 7 armate locale și așa mai departe. Întrebarea mea este, în perspectiva asta a dezvoltării României, dacă veți cere cumva ca Bucureștiul să devină subsidiarul zicalei sau vorbei, un primar, un oraș. Restul, având, veleități administrative limitate, pentru că întotdeauna când un oraș e condus de un singur primar, lucrurile se desfășoară altfel. Vă mai aduc, dacă îmi permiteți, două argumente. Unu, la ora actuală Bucureștiul este sub monopol pe apă, sub monopol pe gaz, sub monopol pe curent electric. Și cel de-al doilea exemplu, metroul din București. Funcționa până acum vreo 12 ani, mentenanța lui costând în jur de 10 milioane de euro pe an cu 1700 de oameni. La ora actuală, după ce mentenanța a fost luată de o firmă franceză de atâția ani, costă 40 de milioane de euro pe an, cu 570 de oameni. Ultimile două sunt argumente în favoarea întrebării pe care am pus-o anterior. Este o temă care cu siguranță poate foarte bine fi discutată atunci când se discută despre reforma administrativă în România. Dacă vorbim despre rolul în viitor a regiunilor, a județelor, a entităților administrației publice locale, o discuție care cred că trebuie să fie purtată, atunci cu siguranță este locul și rolul pentru o discuție în legătură cu sectoare, da sau nu, cu un singur primar sau cu primar de sectoare. Această chestiune nu este o chestiune care trebuie ridicată de președinte, dar cu siguranță voi avea grijă ca acest aspect, atunci când ajungem la discuția despre reforma administrativă, să fie parte din concept. Dacă îmi permiteți o scurtă completare, un oraș integrat e și o problemă de siguranță națională, în ultimă instanță, apropo de ce se întâmplă pe la vecinii noștri, mai ales că e capitala țării. Mulțumesc! Seara, domnule președinte, Ionel Dancu, știrpesurse.ro. Guvernul României nu aplică legea și nu organizează alegeri parțiale în următoarele situații, în termenul de 90 de zile prevăzut în lege. Avem un număr de 5 consilii județene, Vâlcea, Neamț, Botoșani, Mehedin și Neamț, 3 mari municipii, Târgoviște, Râmnicu-Vâlcea și Sibiu, și 14 colegii de senator și deputat. Dumneavoastră, domnule președinte, cum vedeți acest lucru că guvernul nu aplică legea și nu organizează alegeri? După părerea mea, abordarea guvernului este greșită. Ar fi trebuit să organizeze alegeri parțiale în toate localitățile și județele unde persoanele care au fost pe funcție, au părăsit din vari motive aceste funcții. Considerați că acest subiect poate fi o temă de discuție între dumneavoastră și prim-ministru? Consider că
această temă trebuie abordată. De ce e în cauză? Știu că, de exemplu, la Cluj s-a ajuns chiar la un proces pe această speță. Dar cred că este o temă care ar putea foarte bine să fie discutată între partidele politice, fiindcă de asta există partide la putere care guvernează bine sau rău și partide în opoziție care pot amenda felul în care se guvernează. Noua carte pe care ați scris-o, povestiți, relatați la un moment dat faptul că în campania electorală ați avut sentimentul că au existat, citez, indicii puternice privind un blat între Traian Băsescu și Victor Ponta în ceea ce privește aparițiile publice ale acestora. Vreau să vă întreb, domnule președinte, care sunt aceste indicii puternice pe care le-ați avut și dacă în momentul de față mai aveți același sentiment? Da, am același sentiment, altfel nu aș fi scris aceste lucruri în carte. Sunt diferite indicii pe care le-am discutat în campanie electorală și care mai în detaliu se regăsesc în acea carte și dacă sunteți curios, vă recomand. Ne gândeam, poate ne puteți dezvălui acum două, trei Mulțumesc. Indicii. Și ultima întrebare, dacă îmi permiteți. Legat de codul silvic, fostul președinte Traian Băsescu a menționat articolul 191 din tratatul UE, tratatul de la Lisabona, alineatul 2 se referă la o clauză de salvgardare, și anume că țările membre pot lua măsuri provizorii în ceea ce privește politica în domeniul mediului. Vreau să vă întreb dacă la Palatul Cotroceni a fost o analiză privind acest articol 191 și această clauză de salvgardare și dacă da, care au fost concluziile? Nu a fost o astfel de analiză. Vă mulțumesc. Mulțumesc. Bună ziua, Cristina Dădiu, România TV. Voiam să vă spun un scurt citat. Este inadmisibil ca președintele României să vorbească în Germania prin presa germană mai mult decât vorbește în presa românească. Nu aș vrea să ajungem în situația în care Germania le are oricum pe Donald Tusk ca servitor, acolo președinte al Consiliului European, să mai creeze și un președinte al României care să fie copilul de minge al Germaniei. Citatul aparține predecesorului dumneavoastră, Traian Băsescu. Cum vedeți această declarație? Vă rog să-l întrebați pe domnul Traian Băsescu ce a vrut să spună. Eu nu comentez aceste afirmații. Vi se pare nepotrivit faptul nu că... Nu comentez afirmațiile predecesorului meu. V-a transmis RAPPS când puteți ocupa Vila Lac 3, cea destinată nu. De drept? Și în ce privește codul silvic și ceea ce spunea premierul, ca măsură, o posibilitate de a se opri o vreme exporturile de lemn, vi se pare fezabilă sau are sens? Primul ministru m-a informat că dorește să emită un astfel de act. Competențele economice sunt la guvern, nu la președinție, dar evident atunci când sau dacă actul va ajunge la președinție, într-o formă sau alta, voi analiza foarte bine această chestiune. Dar, până acolo, pot să vă spun că, în principiu, sprijin orice acțiune legală care duce la oprirea defrișărilor ilegale. Dacă aceasta este cea mai bună, sigur vom vedea când vom cunoaște și argumentația guvernului. Romul Georgescu, România Liberă. În ceea ce privește legea serviciilor comunitare, ați invocat argumente de natură procedurală, dar vreau să vă întreb pe fond, dumneavoastră sunteți de părere că primarii și președinții Consiliilor Județene ar trebui să facă parte din AGA? La această întrebare, cred că am răspuns de câteva ori, dar sigur, dacă doriți, pot să reiau chestiunea. Da. Sunt de părere că primarii și președinții consiliilor județene trebuie să aibă posibilitatea să fie membri în adunarea intercomunitară care se ocupă de aceste societăți și trebuie să aibă posibilitatea să fie membri în Consiliul de Administrație. Dacă această societate este o societate constituită
pentru a satisface nevoile unei arii care este mai mare decât un județ, deci este vorba de o societate cu o arie de acoperire regională, și dacă această societate se află 100% în mână publică, adică dacă acționarii sunt unități administrative teritoriale, însemnând orașe, municipii, comune sau județe. În altă formă, nu. A doua întrebare, dacă permiteți. De ce considerați că este binevenită alegerea președinților de consilii județene de către consilierii județeni și nu de către electorat? Și de asemenea, au fost solicitări ale societății civile ca primarii să fie aleși în două tururi de scrutin? Da, sigur. Dacă alegerea primarilor într-un tur sau în două tururi este mai bine, se poate discuta. Există argumente pro și contra, și pentru o variantă și pentru cealaltă variantă. Parlamentul a hotărât cu o largă majoritate să lase această chestiune neschimbată și mi se pare o opțiune care poate fi promulgată. Dacă ne referim la președinții consiliilor județene, situația este puțin diferită. O comunitate de tip comună, oraș-municipiu, are o identitate, o coeziune proprie și de când există astfel de entități, o comunitate locală are un primar, care primar reprezintă comunitatea și atunci este normal, bine și corect să fie ales direct. Un județ este o entitate administrativ-teritorială mai degrabă tehnică. Nu cred că există un fel de comunitate județeană similar unei comunități de tip oraș, municipiu sau comună. În consecință, nu se impune neapărat alegerea directă. Consiliul județean oricum are mai degrabă atribuții de coordonare. Și atunci trebuie să vedem ce s-a întâmplat de la Revoluție încoace în consiliile județene. La început, președinții consiliilor județene au fost aleși indirect, dintre consilierii județeni, permițând, evident, constituirea de alianțe care s-au impus în Consiliul Județean. Acea situație a funcționat rezonabil. După un timp, s-a hotărât că și președintele Consiliului Județean trebuie ales direct. Și rezultatul a fost direct așa numiții baroni județeni. Cred că trebuie să ținem cont și de faptul că în Consiliul Județean majoritățile se pot schimba absolut legitim și trebuie să aibă posibilitatea ca această schimbare să se exprime inclusiv la nivelul președintelui Consiliului Județean. Este o schimbare care face o revenire la o situație anterioară, care a mai existat și care a funcționat satisfăcător. Din acest motiv, consider că este o modificare binevenită. Cum veți proceda în privința șefiei SIE, având în vedere că postul este vacant din luna septembrie? Voi face o nominalizare la momentul potrivit. Bună ziua, Oana Bâlă, Radio România. Domnule președinte, potrivit unor informații oficiale, membrii ai ISIS ajung în Europa din nordul Africii la bordul bărcilor cu imigranți ilegali, existând astfel pericolul producerii unor atentate în țările europene. Care este poziția României în această privință și dacă aveți semnale că ar fi crescut riscurile pentru țara noastră? Nu am semnale că ar fi crescut riscul pentru țara noastră în ultima perioadă, însă situația este sub atenta observație a serviciilor secrete și până acum trebuie să spun că serviciile și-au făcut treaba foarte bine. Nu am avut nici un fel de incident. Suntem îngrijorați.
de această situație și, ca atare, serviciile vor fi cu atât mai mult implicate în colaborarea cu serviciile din statele partenere pentru a preveni apariția unor riscuri. Și dacă îmi permiteți o a doua întrebare, Comisia Europeană a atras atenția că în România impozitarea celor cu venituri mici este peste nivelul altor țări, iar evaziunea fiscală și neplata taxelor afectează încasările bugetare, existând risc de deficit bugetar excesiv în 2016. Cum comentați aceste aspecte și ce soluții vedeți? Soluțiile trebuie să vină de la guvern și aștept să vină guvernul cu soluții pentru aceste chestiuni. Toate recomandările care sunt făcute și, în special, probabil vă referiți la recomandările de țară, trebuie să primească un răspuns din partea statelor membre. În cazul României, acest răspuns și pentru Comisia Europeană, dar și pentru români, trebuie să vină de la guvern și aștept un răspuns. Legat de șefia de ICOT, de ce nu a solicitat o selecție pic mai tare, legat de șefia de ICOT, de ce nu a cerut o selecție pe criterii de competență, cum a recomandat tot timpul Comisia Europeană? Și în cazul unor viitoare proceduri, veți cere o astfel de selecție? Procedura este stabilită de lege și a fost respectată. Pe bază de interviu, care a fost acuzat de subiectivitate. Da, procedura legală a fost respectată, drept pentru care mi s-a făcut o propunere. Eu cred că este de datoria mea să mă informez foarte bine înainte de a face o astfel de nominalizare. Am cerut, cum bine știți, toate documentele de la CSM. Am avut o discuție destul de lungă cu candidatul și voi lua o decizie în consecință. Iosif Bublea, Antena 3, continui întrebarea. Dacă nu v-ați certificat cu privire la domnul Horodnicianu, vă mai întâlniți zilele acestea cu domnia sa? Sunt informații în acest sens? Dacă este nevoie, mă mai întâlnesc o dată, de două, de trei ori, până mă lămuresc. Dar ne răspunde săptămâna asta, nu? Dacă este nevoie, ne mai vedem, da. În Italia ați abordat cu românii de acolo iarăși tema legislației electorale pentru ei. Ați spus că veți întâlni cu partidele de câte ori este nevoie, pentru că nu sunteți mulțumit. Ați mai vorbit cu partidele, sunt în grafic, cu legea, îi veți mai chema la Cotroceni? Avem o dată pentru asta? Mă îngrijorează un pic, nu sunt în grafic. Dar o să am consultări în continuare. Am înțeles. A apărut astăzi o cercetare sociologică cu privire la prima doamnă. Ultima oară ne spuneați că încă România nu este pregătită pentru astfel de instituție. Între timp, văzând opinia publică, v-ați mai schimbat? Ar putea avea un rol? Și care ar fi acesta? Eu în continuare nu cred că România este pregătită pentru o instituție a primei doamne. Prima doamnă există. Este soția mea, Carmen. Și recunosc că sunt foarte bucuros. Am fost foarte bucuros când am citit rezultatul sondajului. Dar nu cred că trebuie instituționalizată această chestiune. Bună ziua, Natalia Manulescu, Național TV. În cea de-a doua carte pe care urmează să o lansați, vorbiți despre rolul pe care trebuie să-l aibă un președinte. După cele câteva luni de când ocupați funcția de șef de stat, care ar fi cuvintele care v-ar defini cel mai bine stilul prezidențial? Eu cred că este un pic de vreme să vorbim despre un stil prezidențial. Eu vă las pe dumneavoastră să definiți această chestiune, dumneavoastră media. Mulțumesc foarte mult! Bună ziua, domnule președinte, Marius Tian, Pro TV. Am înțeles că defrișerile vor fi subiectul central al următoarei ședințe a Consiliului Suprem de Apărare a Țării. Vreau să vă întreb direct dacă dumneavoastră personal considerați că tăierile ilegale de păduri reprezintă un atentat la siguranța națională. Personal consider că tăierile ilegale de păduri reprezintă un atentat la siguranța națională.
În completarea întrebării, dacă îmi permiteți, vă rog, a existat un proiect de lege inițiat în urmă cu 2 ani care spunea exact acest lucru. În cazul în care cineva taie ilegal o suprafață de peste un hectar de pădure, să fie pedepsit ca și atentat la siguranța națională. Acel proiect de lege a primit aviz negativ de la guvern și ca atare a picat în Parlament. Intenționați să puneți în discuție din nou la CSAT această problemă, mai ales că din informațiile mele, cei de la PNL încearcă să strângă din nou semnături să depună legea în Parlament. După ce facem analiza în CSAT, vom ajunge la anumite concluzii și cu siguranță se poate imagina și o modificare a legislației. Este posibil. Mulțumesc. Bună ziua, Valentina Pustelnic cu Mediafax. Domnule președinte, premierul Ponta spunea că ministrul sănătății vă va face o informare legată de situația cardului de sănătate și implementarea lui. Ați avut o discuție cu ministrul? Da, domnul ministru Bănicioiu a fost la mine, mi-a prezentat situația, am discutat și despre alte chestiuni, de exemplu despre Institutul Cantacuzino și m-a informat așa cum a considerat domnia sa. Care ar fi concluzia privind implementarea acestui card de sănătate? Este viabil să se meargă în continuare cu această... Concluzia este că a fost prost pregătită implementarea cardului. Mulțumesc. Dacă vreți mai exact, consider în continuare că populația a fost insuficient de bine informată. Ar fi fost nevoie de o campanie națională de informare amplă și atunci o bună parte din sincopele care au apărut n-ar fi apărut, ar fi putut fi evitate relativ ușor. Vă mulțumesc tuturor, vă doresc o zi bună!